Domnule Buzatu, cât de mulțumit sunteți de actuala conducere a partidului? Am să încep cu un fel de butadă care mi-aparține. Tot timpul într-un partid ai de-a face cu oameni nemulțumiți. Și sunt de vorbă cu dânsii, sunt ceva mai în vârstă decât dânsii și mai vechi în parte. Păi, dar tu nu vezi ce se întâmplă? Ba, da, văd. Păi și nu te revoltă chestia. Mă revoltești cu mine ori, dar zic, eu sunt în rândul mulțumiților. Intrați și voi că e mai bine în rândul mulțumiților. Sigur, lăsând la o parte ironia celor spuse mai înainte, ideea de a fi nemulțumit de conducerea unui partid, doar așa ca atitudine personală, ca expresii poate uneori a dorinților tale, a orgolilor tale, de aici avem și niște caracterizări, să spunem noi, mai puțin normale așa ale unor oameni din conduceri. Ideea aceasta nu e o idee a unor oameni antrenați în politică și conștienți de ceea ce fac în modul cel mai înalt. Pentru că dacă intri într-o structură în care sunt 300 de oameni, să zicem, un comitet executiv, sau intri într-un congres, sigur, tu poți fi convins că ai cele mai bune idei acolo. Tu poți să fii convins că tu trebuie să fii ales președintele partidului. Dar asta nu înseamnă că există vreo obligativitate din partea celorlalți 2000 de oameni, celorlalți oameni, 2000, 3000, 1000, 100, 300, să te creadă pe chestiunea. Iau propriilor alegeri, propriilor analize. Reflectă într-un anumit fel. Dacă ar fi să reproșați ceva actualei conduceri, ce i-ați reproșa? Eu cred că actuala conducere trebuie să fie mai așezată, mai calmă, puțin, să nu mai reacționeze la stimul din ăștia foarte rapid. Trebuie să evităm excluderile din partid și asta înseamnă că trebuie să discutăm mai mult cu oamenii în permanență, să încercăm până în ultima clipă să-i convingem pe oameni. Sancțiunile nu sunt acestea foarte dure, nu sunt o metodă extraordinară de a calma lucrurile și de a rezolva problemele. Acum că ați amintit de excludere, da? Știm că domnul Țuțuianu, un lider greu al partidului, a fost exclus din partid, nu mai spun de domnul Marian Neacșu. Dumneavoastră, cum ați văzut această decizie și această ieșire? Sunt două raportări diferite. În ceea ce îl privește pe Adrian Țuțuianu, pe care îl cunosc de multă vreme, am fost colegi atâta vreme și în Parlament și în administrație, Adrian are o anumită structură a personalității sale, care se manifestă în felul acela. Problema este, poate că nu l-au înțeles colegii într-un anumit fel mai extins, așa, că felul în care el se exprimă, e clar că era supărător. Deci el a reușit, practic, să-i enerveze pe toți prin felul în care s-a. Eu sunt mai calm la lucrurile astea și am intervenit în sprijinul său, i-am rugat să înțeleagă, dar era foarte greu în contextul acela să-i faci pe membrii unei structuri decizionale să fie reținuți, înțelegători, să accepte că Adrian trebuie să-i înjuri în fiecare zi. A fost și atunci, măsura asta prea dură? Și atunci a apărut această reacție. Eu am votat împotriva excluderilor. Eu, dacă aș fi putut, ca să le transmit o anumită stare, să-i fac să aș fi insistat oricât pentru ca să nu-l excludă din partid. Dar era clar că în condițiile respective nu puteai să convingi masa aceea de oameni să ia altă măsură. Da, cu domnul Liviu Dragnea n-ați purtat vreo discuție încât să explicați că această situație poate nu aduce un bine neapărat partidului? Discuțiile acestea s-au purtat în plenul Comitetului Executiv, toată lumea și-a exprimat opiniile. Cred că cel mai impersonal a fost Liviu Dragnea, pentru că i-a lăsat pe ceilalți colegi să-și exprime nemulțumirile și evident ei erau alimentați de lucrurile acelea pe care care fuseseră făcute publici și excesiv, nu glumă așa. Eu spun, oamenii sunt foarte puțin dispuși să ierte când e vorba de orgoliilor, de persoanele lor.
mai ales în cazurile acestea. Înțeleg greu că trebuie să treacă peste moment. După ce a plecat din Partidul Social Democrat, mă rog, a fost exclus din Partidul Social Democrat, ați mai discutat cu domnul Țuțuianu? Nu, n-am vorbit, chiar mi-aș fi dorit să vorbesc cu dânsul, n-am vorbit. Eu cred că există și o cale de revenire, nu cred că e o problemă în ceea ce privește totuși pe adem, dacă el va înțelege din sancțiunea aceasta care a primit-o. Și evident, dacă este atașat de lucrurile astea, că poți să rămâi om de stânga și în afara Partidului Social Democrat. Nu este obligatoriu să fii în Partidul Social Democrat. Dar dacă ți se fie înregimentat, sigur că trebuie să-ți faci o analiză a propriilor comportamente și evident, dacă poți, să le corectezi. Dacă nu, rămânem așa. Pe final, revin la întrebarea mea și pe o scară de la 1 la 10, cât de mulțumit sunteți de actuala conducerea partidului? Cred că, haideți să fiu indulgent. Întotdeauna am fost indulgent, am fost profesor mulți ani și n-am lăsat pe nimeni niciodată corigent. Sunt profesor de filozofie și mi-ar fi fost foarte greu să-l las pe unul corigent, că înseamnă că trebuie să-mi dau mie o notă proastă. Cred că 8. O notă destul de mare. E și notă de trecere. Sper că n-am exagerat foarte mult. Domnule Buzatu, eu vă mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat invitația noastră și vă mai aștept să mai dezbatem toate subiectele la puterea știrilor. Mare plăcere! Mulțumim!